personalul spune că a intrat și s-a luat pulsul, da, și au fost monitorizate funcțiile vitale, dar această monitorizare nu apare în acte. Din ce am înțeles, din ce mi-ați citit dumneavoastră? Adică aș vrea să clarific. Da, nu apare în foaia de observație a pacientului, se regăsește în raportul lor de predare tur. Acolo l-am identificat și așa l-am consumat. Actul medical, în momentul în care se realizează, el trebuie să regăsească în foaia de observație și în planul de îngrijire al asistentului medical. De asemenea, monitorizarea pulsului tensiune trebuie să găsească pe fișa de temperatură anexată cu foaia de observație. Și unde asistentul? Nu. Pe fișa de temperatură nu era completat nici măcar temperatura și pulsul la internare. Cu toate că acesta a fost luat și se regăsește în interiorul foii de observație la evoluția pacientului. Domnule doctor, Paul Șura, la Antena 3, vreau să vă întreb, deci credem pe cuvânt că au intrat și au verificat pacienta, dar nu au consemnat. Ați verificat camerele să vedeți dacă a intrat cineva efectuat? La etajul 5, unde avem sectorul, nu este un sector renovat și modernizat, nu avem camere de supraveghere. Adică puteau fi consemnate respectiv după. A fost declanșată vreo alarmă de către pacientă să ceară? Nu a fost declanșată niciodată. Dar este alarmă la 4 la pacient? La etajul 5? Deci trebuie să credem pe cuvânt că au intrat. Au intrat și că au, deși... Deci doar credem pe noi cuvânt. Noi în primă instanță am stabilit faptul că Ministerul Sănătății vine, ne-a solicitat să punem un raport preliminar în care am stabilit clar faptul că în foaia de observație la momentul respectiv, în intervalul 04:35-07:30 dimineața, nu era nicio informație. Noi avem rost să mințim dacă erau sau nu erau. Ulterior am solicitat note de relație de la personal. Personalul ne-a pus la dispoziție note de relație. Practic, noi am făcut o anchetă administrativă în care am pus în balanță ceea ce am găsit noi în momentul respectiv și notele de relație ale personalului. Domnule doctor, a spus că analizele au fost finalizate la 00:53. Atunci au fost validate și au apărut în calculator. Ultima administrare la 04:45, deci exact. Înainte. Între, n-a mai venit doctorul deloc, a fost ocupat de noapte. Medicul din nota de relație a asistentului a spus că s-a prezentat în jurul orei 1. Medicul a venit să vadă rezultatele analizei și a constatat că pacientele erau liniștite și dormeau. Pe parcursul internării, pacienții au fost însoțiți de 4 ori la baie unde a urinat, iar nu, mai departe nu fost la baie. De cine? Cine l-a însoțit? Dar spuneați, domnul doctor, de protocoale? Nu au la nivelul maternității sunt protocoale pentru anumite patologii făcute. Într-adevăr, pentru sarcină oprită în evoluție, nu avem protocol. Doamnele doctor medici de secție nu au întocmit protocol. Cum ați trecut de procesul de acreditare? Asta, nu aveți toate protocoale. Este acreditată de maternitate, nu de secție. În procesul de acreditare nu se stabilește un anumit număr de protocoale care se auditează. Se auditează protocoalele care le avem elaborate la momentul respectiv. Noi în maternitate avem elaborate 7 protocoale. Operația cezariană, nașterea naturală, decolarea prematură de placentă, sarcina ectopică, nașterea prematură și hipertensiunea indusă de sarcină. Deci dacă nu aveați protocol, teoretic pacienta trebuia trimisă într-un spital care are un astfel de protocol. Da, până la... protocoalele se stabilesc la nivelul spitalului, dar medicii din cadrul spitalului au obligația să respecte inclusiv ghidurile societății de obstetrică ginecologie, pentru că sunt aplicate, sunt stabilite și date printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Ele sunt în vigoare. Bun, concret, trebuia să o trimit într-un alt spital dacă nu aveau protocol? Cred că trebuie să aibă un pic mai multă grijă de pacientă și să o supravegheze mai des. Acele note de relație în care spuneți că s-a consemnat tensiunea arterială a pacientei, ulterior, în creșterile lor, în rapoartele de gardă, de schimb de gardă, puteau fi completate și ulterior? Ulterior, după ce a survenit decesul? Nu știu ce pot să zic. Așa putea completată orice. Domnule doctor, știți dacă... Știți dacă intervențiile chirurgicale pe care le-au efectuat doamnele doctor pe timpul găzdilor, în intervalele, pe timpul nopții, cum ați spus, erau urgențe sau erau planificate? Sau? Conform registrului, erau urgențe. Domnule doctor, domnule manager, cât personal era în
în țara respectivă și dacă era suficient personal cât să acopere cele 5 urgențe. Au fost 5 urgențe. Personalul conform graficului era asigurat la nivelul procedurii. La secția OG1, Obstetrică și Ginecologie 1, era medicul, asistentul și infirmier. Deci, la etajul 5. Câte patru sunt pe ce secții? 16-20 de patru. Și normativul cât trebuie? Între cât și cât? Asta. Normativul la 20 de patru e 5-6 cadre medii și auxiliare în cele 3 ture. Și la 16 ajung 3? Nu, că se normează pe unități de îngrijire. Deci, conform 914, sunt 5-6 cadre medicale în cele 3 ture. Câte paciente erau pe secție în acea seară? În seara respectivă erau 9 paciente pe secție. Erau suficient un asistent și un infirmier la 9 paciente? Da, era suficient. Conform normării, normarea până la 12 paciente per asistent. Deci nu s-ar putea spune că ar fi fost ocupate cu alte paciente. Da. Ar fi avut timp să o verifice mai mult. Din nota de relație a asistentei, asistenta a zis că a stat foarte mult alături de pacientă. Doamna doctor nu a venit decât la ora 1 să vadă pacienta. A fost la Alexandra, dar, efectiv, sau la alte paciente? Spuneați că pacientele dormeau. Din nota de relație a doamnei spune că a condus pacienta de 4 ori la... Cum? Mi-a spus pacienta? Doamna doctor a condus pacienta? Nu pacienta. Asistenta. Pacienta mi-a spus. Pacienta s-a plâns. Ba da, pacienta s-a plâns. De exemplu, în jurul orii 5, pacienta a insistat să fie sunat medicul de gardă, solicitând să fie chiuretată. Iar am dat detalii. Iar la ora 5:11 a sunat medicul de gardă și s-a comunicat faptul că pacienta insistă să se intervină chirurgical. Medicul a recomandat continuarea supravegherii pacientului, considerând că nu se impune chiuretaje și continuarea supravegherii pacientului. Dar medicul a venit personal la pacient sau doar la ora 5 dimineața telefonic a comunicat. Și pur și simplu a comunicat, pacientul a spus că e în rest și medicul a spus care era distanța dintre medic și pacient fizic. Dar de a vorbi la telefon. Fiind un etaj cu 5... 5 etaj maxim. Adică nu putea să se deplaseze până la pacientă și să vadă exact situația? Nu cunosc detaliile de ce doamna doctor nu s-a dus să vadă pacientă. Dar nu s-a dus. Ori stabili organele de anchetă. De ce doamna doctor nu s-a dus? Domnule director medical, ați văzut rezultatul analizei? Era ceva în analize care ar fi putut ridica semne de întrebare sau să ducă spre faptul că se duc... Noi am efectuat o anchetă administrativă, un tip pentru care nu vreau să mă pronunț. Pe baza având în vedere că special... Aveți... Raport. Exact. Transparență. Ne rămâniți? Vreau să știm în analizele acele sunt valori care puteau duce cu gândul că... Analizele erau ușor modificate la limita superioară. Atât pot să spun. Și lipofenia severă? Analizele erau ușor modificate la limita superioară. Am o întrebare pentru domnul manager, pentru că s-a ieșit deci, cu o... Sunt anumite lucruri care nu ne sunt permise să le spunem. Păi, dar sunteți medici până la urmă. Dumneavoastră, dacă ați fi văzut analizele alea, da? Ce ați fi spus? Domne, ar trebui să mai facem niște investigații, ar trebui să o supraveghem mai bine. Efectiv. Pacienta trebuia supravegheată. Deci vorbim de o negligență maximă a cadrelor medicale. Nu vreau să mă pronunț pe decizie medicală. Păi, nu sunt în mod. De ce ați suspendat acele cadre medicale? Nu v-ați pronunțat deja? Ba da, pentru faptul că nu a venit să vadă pacienta în intervalul respectiv, deși a fost solicitat. Nu s-a venit la ora 1, dar s-a vorbit la telefon. Dar suspendat și asistenta care zice că a fost. Asistenta putea să ia măsuri, de exemplu, să cheme cealaltă linie de gardă care era în spital. Toate că nu era pe aceeași secție, dar mai era o linie de gardă în spital. Adică puteau să ia și alte măsuri, în cazul în care vedeai că medicul nu vine. Bun, și infirmiera? Că, de exemplu,
infirmiera pentru că nu a fost prezentă niciodată, din declarația doamnei infirmiera, nu a fost prezentă niciodată lângă pacientă. Deci infirmiera nu o vede deloc, asistenta din când în când, așa vă spus, doamna manager, și doamna director, prin telefon. Domnul manager, vreau să vă întreb o chestiune, pentru că am apărut o declarație a Ministrului Sănătății. Ce studii aveți dumneavoastră? Studiile mele sunt studii superioare și cu master în economie. Da, sunt. Știți declarația la care mă refer? Da, știu. Sunt lăcătuș mecanic, nu mi-e rușine să o spun. Am făcut un liceu de matematică fizică la Botoșani, la Urean. L-am terminat în 1985, fracțiunea matematică fizică, cu o calificare de lăcătuș mecanic. Dacă sunt dintre dumneavoastră generația respectivă, probabil știți că asta era atunci. Fiecare primea o meserie. O meserie la care, când am revenit de la armată, trebuia să mă duc la repartiție, că dacă nu lucram, se plătea. Părinții au trebuit să plătească. Și am lucrat ca lucrătuș mecanic. După care, prin natura împrejurărilor, la o anumită vârstă, am început să-mi dau seama că mai trebuie și studii. Și mi-am aprofundat și mi-am terminat studii. Dacă este o problemă că am fost lucrătuș mecanic, eu mi-o asum. CV-ul meu a fost public de 20 ceva de ani. Culmea că am ocupat și alte funcții care nu a fost atât de interesant. Ce măsuri vă gândiți să luați acolo la maternitate? Măsuri drastice. Dacă mă întrebați pe mine ca și manager, vreau să vă spun că, într-adevăr, la maternitate sunt lucrurile foarte grave. Și sunt grave, probabil, de mult timp. Nu de acum. Exact. Sunt grave de foarte multă vreme. Eu îmi asum ceea ce spun și sunt hotărât ca lucrurile să nu se mai repete. În primul rând, aș vrea ca aceste două secții, OG1 și OG2, să fie doar una, să putem redistribui personalul, să încercăm să creăm confortul tuturor pacienților în mod unitar. Adică să se excludă odată pentru totdeauna feuda pacientul este al meu și doar al meu. Deci toți pacienții care intră pe ușa maternității trebuie să fie tratați unitar, nu doar că este la cabinetul privat a doamnei doctor X, și doar doamna doctor X are autoritatea să intervină când pacienta este în dificultate. Vă spun acest lucru pentru că am copii de 25 de ani. Vineri și sâmbătă m-am gândit permanent ce simt părinții. Ce poți să-i spui unei mame care își îngroapă copii? Nimic. Orice măsuri am luat noi sunt complet tardive. Repet, cu fermitate și sunt convins că rămân aceste declarații pentru totdeauna, nu voi tolera această activitate care s-a desfășurat până acum la maternitate. Ieri am stat la maternitate la raportul de dimineață a medicilor cu domnul doctor Bercea împreună, încercând în al 12-a seas să le identificăm partea de umanitate dacă există. Vă spun la modul cel mai serios, acolo la maternitate trebuie clarificat lucru de la zero. Medicii trebuie să fie responsabilizați pentru ceea ce fac și mai ales pentru actul medical. Repet, să se termine cu feuda, fiecare medic are pacienții lui. Nu. Medicul de gardă este medicul tuturor pacienților care intră pe ușa cabinetului, a secției, a spitalului. Asta e valabil pentru toate secțiile, dar ne cazul pe care îl avem acum mai îndreptat în special spre maternitate. Cam astea sunt măsurile. Deci nu voi permite nici dat sub preș această situație, nici diagnosticul care probabil că o să fie la un moment dat expus public din raportul autopsiei, de cei care au fost în gardă, în seara fatidică, nu și-au făcut datorii. Deci asta o menționez cu tot simțul de răspuns. Și pentru că nu și-au făcut datoria, trebuie să plătească.